Pentru că la nivel european numărul îmbolnăvirilor cu COVID-19 este tot mai mare și pentru a preveni răspândirea acestuia la nivel național au fost luate anumite măsuri. Comitetul strategic a decis ieri ca manifestările cu peste 1000 de persoane să fie interzise, iar în unitățile spitalicești vizitatorii nu mai au voie. La Spitalul Județean de Urgență din Alexandria, măsura a fost aplicată de ieri. Comitetul strategic a luat decizia ieri la nivel național ca în toate unitățile spitalicești din țară și nu numai să fie luate anumite măsuri. Așadar, la Spitalul Județean imediat a fost luată decizia ca vizitatorii să nu mai vin la rudele care sunt internate în unitatea spitalicească. De asemenea, trebuie să precizăm faptul că cei care au bilete de trimitere la una din secțiile Spitalului Județean de Urgență din Alexandria pot intra dovedind pe baza acelui bilet. Bineînțeles că și cazurile de urgență au prioritate în continuare la Spitalul Județean din Alexandria. Însă, cei care au rude internate aici până la următoarea decizie la nivel național ar fi bine să nu-și mai viziteze rudele. În momentul de față, la nivelul județului sunt 87 de persoane care sunt autoizolate la domiciliu și monitorizate timp de 14 zile de către autorități.